La Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Sfânta Liturghie din prima duminică a Postului Mare a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Ierarhul a citit pastorala Sfântului Sinod cu prilejul Duminicii Ortodoxiei și a îndemnat pe credincioși să fie aproape de semenii aflați în suferință. Biserica ne cheamă așadar să afirmăm credința ortodoxă și să cinstim Sfintele icoane ale Domnului nostru Iisus Hristos, al preasfinte sale maici, ale îngeri și ale sfinților care îi podobesc locașul de cult ortodoxe, dar ne învață în același timp să ne îngrijim și de icoana sa chipului Iisus prezent în aproapele nostru, în fiecare om. În timpul slujbei au fost hirotoniți un diacon și un preot.